Printre unitățile care sunt în topul exemplelor negative este liceul din Dobromir. Condițiile lasă mult de dorit aici, iar la grădinița din localitate nu există nici măcar apă la robinete. Școala este într-o situație foarte jalnică. Primarul a încercat să facă niște investiții acolo. La școala cu clasele 1-8 Văleni, structura liceului tehnologic Radu Crișcu, unitate de învățământ, care la acea școală s-au construit numai 4 ziduri formate din 8 paleți de beceauri, 2 paleți de ciment și 2 mașini de nisip. Din păcate, acesta nu este singurul caz. În județul Constanța sunt încă multe școli care nu au primit autorizație sanitară de funcționare. La nivelul județului Constanța, în anul școlar 2015-2016, vor funcționa 496 de unități de învățământ, dintre care 433 dețin autorizație de funcționare, 30 sunt în curs de a obține această autorizare de funcționare și doar 33 de unități de învățământ nu pot obține această autorizație de funcționare. Chiar și așa, copiii rezistă la ore. Anul trecut, 40 de școli au funcționat fără autorizație sanitară.